Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod aici cu ROC 12, numele acestei biciclete. Astăzi, din câte ați văzut și în titlu, vă voi învăța să mergeți pe o roată sau să faceți wheelie. Bine, nu pe o roată, pe roata de spate, că pe o roată asta înseamnă și aia de față și aia de spate. Și aia de față, adică endo, da. Cu siguranță știu să merg pe ea. Bine, știu să fac stopii. Da, așa. Și revenind la subiect. Deci e ușor. Bă, na, aveți treabă că e ușor. Trebuie doar, vă trebuie așa. 4 chestii. Deci una, forța. Vă trebuie puțină forță, că na, fără forță degeaba. A doua, echilibru. Deci echilibru vă trebuie foarte mult. Și a treia, îndemânare. Adică și deci să vă spun, forță de ce? Păi forță ca să ridicați. Așa. Echilibru ca să mergeți drept. Bine, sau dacă aveți echilibru de aia cum au americanii sau ce, din ce țări sunt ăia de fac stânga dreapta în fața mașinii, aia, da, ignorăm. Bine, aia fac chestia aia manuală, dar asta e partea a doua. Da. Așa, și îndemânare. Păi, îndemânare o să sună ciudat, dar vă explic pe parcursul videoclipului. Deci, nu știu cum învățați voi, ori de pe, din picioare, de face op, și bă, adică e așa, într-un, bine, e așa de, faceți așa, și pe aia, eu nu pot, așa, de, să mă propusez din picioare și pe aia să mă pun pe așa. Nu pot. Eu pot direct de pe așa. Deci, așa. Așa. Și trebuie să știți așa. Primul rând când trage, când pasul 1. Deci pasul 1 este să vă băgați în, să vă propulsați. Așa. Deci vă propulsați. Deci apăsați foarte tare pe ghidon, uitați. Așa, deci hop. Hop. Și pe aia trageți. Efectiv apăsați și pe aia trageți. Dar trageți tare și vă trebuie să vă dați pe spate. Și de asta, deci azi pasul 1 împingeți, vă propulseze. Pe asta e. Aoleu, câte mai vin, mă. Mai întâi se împinge să se propulseze, ca atunci când se propulseze te ajută să, să tragi. Mai bine, uitați. Împing și trag. Așa. Ați înțeles. Așa, pasul 2. Deci împing și trag, adică așa a fost primul pas. Pasul 2. Pedalați. Deci fix. Deci după ce ați împins și ați tras, pedalați. Uitați. Mamă, dar e soare aici. Stai că mă duc și eu la mai lung. Așa. Deci împingem și tragem. Uitați. Da. Și deci am împins, am tras, am pedalat. Pasul 2 e făcut. Al treilea pas, nu, de fapt asta e un fel între pasuri sau... Deci cel mai important lucru la wheelie, brațele, când stați pe spate, stați pe spate blană, brațele drepte. Deci drepte, nu știu dacă se observă, dar drepte. Drept, bă, bă, deci drept, uitați. Nu știu dacă pot să o... Uite, vedeți? Nu știu dacă se... Aoleu! E de dus în manuală. Așa. Așa. Am făcut pana, am făcut frână. Așa, deci. Împingem, tragem, pedalăm, ne ținem echilibru și brațele întinse. Deci, împing, trag, pedalez, brațele întinse, stau pe spate și op. Am făcut așa, am făcut mai bine. Aoleu, bă, dar n-ai voie să faci tu un clip, că trebuie să fie ceva de să te deranjeze. Așa. Și acum venim la subiectul îndemânării. Păi pentru ce ai nevoie de îndemânare? Uite pentru... frâna asta. Deci,
Uite. Frână. Ce frână? Deci frâna de spate e super importantă, nu, Willy? Adică cu toți bicicliștii la Willy au un reflex de când simți că adică simt că se dă prea pe spate, pică în picioare. Ați văzut? Dădeam deja să pică în picioare. Așa. Dar mai că am apăsat frână, că asta e îndemânare. La îndemânarea asta contează. Să nu apă, că uitați. Deci dacă simțiți că vă dați pe, și apăsați prea tare frână, go, s-a întâmplat asta. Și așa o să fie la toți la început, că și la mine mai e așa. Că simțiți că vă dați prea spre și tare apăsați, bă, rupeți frâna aproape. Bine, vă recomand să aveți mai moale ca a mea, mai slăbită, că e nasol. Și eu trebuie să mai slăbesc puțin. Ia, uite. A. Ați înțeles, ea zice. Și astea două degete mereu pe frână, bă. Deci astea două degete pe frână, bă. Că dacă simțiți că vă dați pe, pe spate, apăsați puțin, da. Și că după aia și pedalați în același timp. La asta mai exersez și eu. La partea asta. Așa. Ați înțeles până aici, deci cum se, cam cum se face Willy. Deci împingeți, trageți, pedalați, mâinile, brațele drepte pe spate și cu degete, cele două degete, mijlociu și arătător, așa, pe frână. Că în cascana, vă duceți. Aia, am încercat un stopit, dar nu mai contează. Așa. Așa, ați înțeles ideea. Acum începem subiectul 2. Că vă întrebați, bă, mie nu-mi iese. Și îmi dați o poză un... Și vă întreb eu, unde faceți Willy? Și îmi dați o poză cu o vale așa în jos. Și voi mereu încercați în jos. Păi, de ce? Faci așa. Și zici că nu ți-am explicat. Dar începem explicația. Deci, vă trebuie, deci, ori drept, ori să fie drept, ori așa în sus, uite, vedeți, asta de aici e puțin mai în sus. Că faci super bine, Willy. Dacă e puțin înclinată. E, n-am echilibru. Că dacă e în jos, aia e de manuală. Deci dacă nu știți Willy, nici manuală nu știu. Adică mai întâi trebuie să învățați Willy de la șmecher, de faceți 2 kilo, 1 km 2 km, de folosiți frâna și nu știu ce. Și pe aia învățați și manuală. Manuală înseamnă, nu văd cât i-am văzut, manuală înseamnă în felul următor. Mergi pe roata de spate, dar fără să pedalezi. Acolo ea, dar nu stau să explic, că da, căutați și voi pe net cum să faci manuală și văd. Vine vreo mașină, nu? Și aici. Oh. Așa. Deci ați înțeles. Ce trebuie să faceți? Împingeți pentru propulsie, trageți, pedalați, mâinile drepte pe spate, nu mâine, brațele aici, drepte, pe spate, două degete, arătătorul și mijlociul pe frână, pe maneta de frână. Bine, dacă aveți biciclete de alea sărăcide, au frâna pe spate aici, apă, băgați un milion în ea să le schimbați. Adică aici să fie spatele și aici fața, calea Panoramei, așa. Se face așa. Deci împingem, tragem. Au, le-o bate vânt. A, da. Și pe căldura asta vă recomand așa. Undeva unde nu-i soare, în primul rând. Undeva unde nu bate vântul. Pe drum maxim drept. Sau dacă e înclinat, să faceți să mergeți în sus. Că dacă mergeți în jos, de aia, acolo încercați manuală și o să aveți viteză mare și o să cădeți pe spate și da. Chiar dacă aveți reflex bun, degeaba, că tot s-ar putea să vă faceți praf. Mi s-a întâmplat. Oh, uleu. Bă, și când trageți, nu trageți de să fiți așa sau așa, să fiți drept cu ghidon. Că fix asta am făcut acum, aoleu. Și m-am dus într-o parte.
Ok. Ați înțeles ideea, deci repetăm pași. Împingeți, trageți, pedalați, stați pe spate cu brațele drepte și cu două degete, adică arătătorul și mijlociu pe frână, pe maneta de frână spate. Că dacă stați pe maneta de frână spate, în față, da, mai bine vă lăsați. Și haide, încă un exemplu. Oh. Oh. Da, ați văzut. Dacă vă antrenați, așa veți face și voi. Bine, am un prieten de a făcut 2 km, pe dar nu mai contează. Da. Ia. A, da, și dacă mă întrebați cu ce viteze, păi, dacă sunteți la început, cu cea mai ușoară. Dacă nu prea mai vreți, dacă nu prea înțelegeți schema și vă ridicați cu o viteză, că cu cea mai ușoară te ridici cel mai ușor. Iar cu cea mai grea cel mai greu, dar cu aia n-ai cum să te ridici. Bine, doar dacă știi manuală. Uite, eu de exemplu, eu n-am o foaie anume, adică nu e undeva între foaie, dacă ai 3 foi, e undeva între foaia 1 și foaia 2. Aoleu. Și eu fac așa, eu fac foaia asta, că eu am transmis eu unor nouă. Foaia asta cu pinionul 3. Că cu 1, na. Da? Cu 2. Și cu 3 mă simt eu cel mai confortabil pe 3. Da, și uitați de ce este nasol să faceți, să încercați wheelie la vale. Că uitați, prindeți viteză și cădeți imediat. Deci nu. Deci nu e combinație. Ați înțeles ideea. Haide, încă un exemplar și gata. Deci, împingeți, trageți, pedalați drept, mâinile drepte pe spate, două degetele mai exact, arătătorul și mijlociu pe maneta de frână spate și, Doamne ajută, haide. Bă, stai mă să iasă un... Da. Hai că mi-a ieșit. Da, fraților. Dați un like, abonați-vă la canal, că de săptămâna viitoare, mai exact, mai la final de săptămână, adică vineri, sâmbătă, duminică, o să încep să filmez, că voi fi plecat în vacanță, din păcate, undeva prin, da, pe lângă Bacău, ceva de genul, nasol. Bine, dacă sunteți din Bacău, să-mi spuneți în comentarii, că dacă vreți, ne întâlnim și vă învăț acolo mai în persoană. Așa că abonați-vă la canal, dați un like pe Instagram, pe TikTok Capitanul Morcoveață, pe Instagram acolo vei bară jos Alexandru 112 și dați un like, trimiteți la prieteni dacă vor și ei să învețe și vă pup. Bye bye.